Aș vrea să vă spun, dragii mei, că Viorel Chiarăscu, pe lângă faptul că este un om de televiziune, este o persoană care, într-adevăr, are la ora actuală o televiziune a lui. Om de venit, Da, de dar televiziune. vreau să vă spun că știe foarte multe poezii frumoase. Mi-a venit mie acum Ah, nu așa credeam că îmi faci asta. ideea. Și cu siguranță că o să și recite în această emisiune, pentru că ar fi păcat, Viorel, să nu ne zici acea poezie frumoasă Da. cu castelul și, nu? Deci nu lipsește de la toate evenimentele unde mergem și în toate proiectele noastre. Noi avem foarte multe proiecte și ăsta a fost scopul întâlnirii noastre aici, pentru că foarte multe proiecte de ani de zile am plecat așa prin țară ca să putem să ajutăm oamenii, iar noi la rândul nostru să plecăm cu un bagaj de cunoștințe cât se poate de bogat. Da, noi ne uităm unii la alții și zâmbim pentru că știm ce înseamnă o deplasare, tot timpul avem peripeții, tot timpul, da, vine câte un ajutor divin și ne scoate din impas. Și da, Cetatea Neamțului este o poezie de George Coșbuc pe care am învățat-o în memoria moțului Pitiș, Florian Pitiș, pentru că am băut o dată o bere cu el și zic, mamă, când afla că a murit, zic, trebuie să fac ceva să rămână. Am făcut-o pentru mine, am învățat pentru mine și am făcut la un moment dat, nu zic greșeală, am făcut, da, să recit la un festival tot așa cu Violeta Scurcioc, Casa Cultură, Anton Pan, Casa de, așa, din Memorială. Vâlcea, Casa Memorială nu știu cum Anton zice. Pan, a Râmnicu Vâlcea. Așa. Și atunci lumea zice, bă, dar mai recită poezia asta. Acum, când eram în activitate, recitam mai des și, bineînțeles, aveam memoria mai proaspătă. Oricum, îți mulțumesc că m-ai pus să recit poezia. Mi-o mai aduc și aminte, dacă greșesc, să nu mă a criticați aspru. Da. Și acum trebuie să mint un personaj. Este vorba de Cetatea Neamțului, așa cum am mai spus, George Coșbuc. Sunt cu ceară picurate fiile în bucovna mea. Da, cetesc un pod în ea. Scrie acolo de o cetate care Neamțul se nume. Și-au zidit-o zâșe în cronici, nemți, germani sau deutonici. E ruina vezi, de avea cu unde vezi, unde o fi vezi, asta e greu. Cine credeți că sunt eu ca să știu atâtea fleacuri? Dar cuiva știi, îi dau un leu. Zici că afli cărți de școală. Da, rămâi cu mâna goală. Deci, în 6-ul dimineții, când prânzesc ca și ieșeau, în cetatea aici erau lângă comandantul pieței, toți strânjeni. Și așteptau întinși pe iarbă, chisării să se le chiar. Dar pe când guzgan răstoarne mămăliga, deci au întâi clopornii, să tău un sună furisit din goar. Unii strigă, bă, ești nebun, ce ai tu dacă strigă, bă, eu fi doar de mămăligă. Dar să tot pe zi ploiești și văd pășesc unor de oști. Păi, state, tu cunoști Turcis, bă? Ba, parcă le și vin încoace. Păi, sunt proști. Ba, și ce ducă mânzul să ne strige nouă prânzul? Leșeau. Subiectiv vă arătați pe aici pe voi, că atunci era la modă vara când plecau rabăi, regii meșteri în bătaie, să pornească în Cotrova, totdeauna în Moldova. Dar plecau fără merinde, că ce era bon ton, să mănânce tot plocon, ce puteau ei colo prinde. Dar acest slăvit Ion, își având de sasălina, și-i pierdut să-i bată vina. Deci, cu oști vestitul rigă, cum trecea pe aici flămând și se înțepă în văi, trecând abur cald de mămăligă, știu și eu și-i de tăgâni. Că și opri deodată pasul, tot trăgând în vânt cu nasul. E vreun praznic în cetate, Ștefan Vodel mi-ar da. Bă, nu cred, Maria, că e un drag și jumătate. Nu prea dă că e cam așa. Mie nu se încruns prânceana. Păi, eu ori el, Bătuviana. Domn ca mine cât trăiește, nu-i deprins să înghită în sec. Dar un general zevzec răspunsă pe latinește, zise, Dobrești, ciolovec. Și te zi, sub zi, dar mata, ia ca ciolovecu, gata. Și bum, bum, apoi cu tun, firăriei, de râs, poleși, mai pe vine să te pleci, cârlănați, tăi, ceau, numai departe, tu pirhești, că nici par cu pușcătura, pă, spaciu, că țâneți gura. Dar plăieșii din cetate răspundeau vârtoșii, unul, capitanul, unul frei, ce pletele încurcate și cu trei în cinci cutei, tând adânc zăvorul sporță, s-a zbătea ca în ceasul morță. S-au bătut o săptămână leși în zid. Dar zidul prost. Sta pe loc, precum a fost. Însuși riga dintr-o mână cu pistol din adăpost, dând pe Ștefa la toți dracii, pușcă la rând.
Copaci, văzând că nici nu lasă, ducă treaba lui și nici pomeneală nu-l dă poftei la el la masă și flămând, vai ce vei spui, o luă mai pe de-o parte, pe genunchi scriind o carte. Hai și deschideți odată și tovară să vă fi mândru cântec ce mai știi, marș francez fără diplat, nu vi milă că pieri, poate și o ploaie să ne apuce și nu știi nici drumul că ne-am duce. După ce au citit pitacul, unul frie și pe zid. Bă, poleși, eu vă dășit. Dar să nu vă pui dracu să mințeți, că vă mușit. Ia dă marșuri mie ca-n scâdă. Ia trage mai bine o sârbă. Iată poarta să deschide. Leși în vale pe suplopi să curcesc. Să cred miop. Ce văd ei de cetățuie? Doi cu doi vreo zice știu. Unul frie ridică tonul. Un, doi, trei și stai puton. Cu sprâncenele încruntate strigă rigă. Stăpași voi, cine dracu sunteți voi? Noi, pleși din cetate. Zeci am fost, pierii rădui. Rex făcu o mutră lungă de-o credea că vrea să-mi pungă. Pe Petru, voi a fost Gălceava? Da, boierii? Ce gândești? Noi să stim, păi titilești. Vă de unde? La Suceava, dar poporul la Ploiești. Dracii, asta e de poveste, dar n-aveți cumva pânturi neveste? Noi, da ce ni mintea slabă, noi suntem creștini curați, ăștia. Nu sunt tuturați. Eu de 10 ani n-am babă. Păi voi după femei umblați. Zbârle are în hus săracul, dar aia urâtă goală, drag. Dacă omori ascunse în oale și îngropate, oale spui, le-a lăsat să facă pui. Una-i știrbă, alta-i chioară, nicio proconsală nu-i. De le vrei proconsal pradă? I-a fost zbârlă de leadă. Rex a atunci fătai grămadă și a rămas cu mâna în sus că aminte și-a adus că e teaca fără spadă. În liov zălug și-a pus spata lui cu steme duble pentru poți și două rume. Dând din mâica cel ce aruncă gândurile, eu sunt bun, apropo ce am vrut să spun, Onofrei, te văd cu pungă, dă-mi o mână de tutun, n-am fumat de o săptămână. Pune-i și te rog în mână. Și-a prizit chibritul în pipă, mulțumit privea la fum. Onofrei, să-mi spui acum, și-a păsat cu unghia în pipă, mă, cum mi-ai stat tu mie în drum? Păi nu știai tu de-a mea faimă ca să stai năuc de-o spaimă. Oh, deci de rău s-a hotărât, deși după cât traistă și-o văzând. E deșartă? Nu-i deșartă, nu-i numai decât. A intrat în sa plumbi de toate. Brânză că și pâine poate. Brânză nu, dar am pugat și usturoi, măria ta. Usturoi și poți mânca? Mund, eu nu te supra, tot făcurăm noi doi pacea. Ia să văd cum e pogacea. Și apucând cu mâini grăbite, rup din foame ca o lup, rupe Rex cu toții rup. Onofrei al meu iubite, vin la nei ca să te pup. Și-l pupa viteazuligă și-n tot Paula mămăligă. Ce-au mai fost? Puțin ne pas. Au plecat polonii în sus, dar plăieși în jos s-au dus la Neculcea drept acasă. Și acesta în cărți a pus. Și din Dorna până în Tulcea și o țără mai jos, Pitești Vâlcea, toți citesc ce-a scris Neculcea. Vă mulțumesc pentru palme, am avut emoții. Foarte frumos. Da. Dragii mei, stăteam și îl urmăream, efectiv, cum poate să țină minte atâtea cuvinte.